Neața, neața, și bine v-am găsit, salutare, și iată că am revenit cu un nou episod din Dragon Age Inquisition și după aia jucăm Visceral Cleanup. Întâi o să începem cu Dragon Age Inquisition pentru că vreau să bat un boss, un mini-boss care vreau să, mă rog, Dragon Age. Trainer. Așa. Vreau să-mi iau un trainer întâi, să-l bat pe ăla și după aia vedem cum facem. Deocamdată extragem trainerul pe desktop. Așa. Bun. Așa. Bun. F1, F2, F2. Nu-mi pad unu. F1, F2, nu-mi pad unu. F1. F1, nu-mi pad unu. F1, nu-mi pad unu. Ia să vedem dacă merge așa. Bun. F1 nu pad 1, da? Bun. Vreau să bat un miniboss ca să intru în vila aia. Trebuie să iau o cheie de la el, din Emerald Graves. Durează un pic până se încarcă, mă rog. O să stea ceva pe loading screen acum. M-am revenit de aseară, că mă simțeam rău. Mi s-a făcut o greață că am mâncat carne de la conservă de vită și nu mi-a prit prea bine. Nu mi-a picat prea bine și am mâncat un făgăraș cu pâine și mi-am revenit un pic. Că eram vai de capul meu. Save Emerald Graves 232-58 7-9-2023. Perfect. Așa, aici am vrut să ajung. Ce fum nu mi padu nu.
Bun, ia formul un balon. Stați un pic. F1. Balonul F2. Nu, e formul un padonul vreau să fie. Vreau să mergem aici la vila asta. Să-i dăm mucul pe nasul ăsta. Și după aia... Vedeam noi cum făceam. Vila Maurel. Așa. Și unde e fraierul ăla? Fraierul ăla e aici. Bun. Deci nu merge trainerul ăsta. Stați un pic. Să iau alt trainer. Uf, frăr, mama lui ia și mâine trainer. Dragon Age Inquisition trainer. Hai bă, frate. Stați un pic. Deci n-a fost deloc? O la carne aia tocată de la conferință.
caut de obicei, caut. Programele care tocmai am făcut de pe Google. Da, mi-ai trimis ea? Ia, hai să vedem asta.
deci nu știu care e ăla bun. Sincer să fiu. Hai să vedem. Asta o fi. Aia e același. Nu. 50. Dragon Age Inquisition Deluxe Edition. Stați un pic. Stați un pic. Hai mă, nu mai intra în joc, futu-ți morți, mătii de căcat. Doamne, iartă-mă. Hai, bă, cu loading-ul tău. Da, N-task, hai. Hai pe măta. Hai pe măta odată că mă enervez deja. Dragon Age Inquisition, N-task. Așa. Bun. Dați un pic să vedem ce versiune am eu. Dragon Age Inquisition Deluxe Edition. Deluxe Edition. Dragon Age Inquisition Deluxe Edition Trainer. Fling, ăsta, frate. Ăsta e bun. Dar ce sunt arhive în arhive? Nu înțeleg. Așa. Bun. Așa, ăsta e bun, flingul, frate. Flingul e bun. Bun. Și acum. Cretele nu bat 0. Dați un pic să vedem. Hai bă, frate. De ce dă eroare? Dar nu te mai pune pe joc, frate. Ia uite-l, bă, se pune pe joc, bă, băiatule, bă.
bun. Așa. Cărătălă plus num 40. A, nu era pe administrator, de-aia. Cărătălă plus num 40. Ok. Save Emerald Graves. Așa. Așa, frate. Așa, frate. Cărătele plus 940. Ok. Hai, bă. La Maurelchi. Inventory is full. Weapons. Destroy. Așa. Bun. Bun. Și acum putem să intrăm în Villa Maurel. Așa, frate.
caracter general. Ok. Bun. Key fragments. Power to read. Pieces found. Face cortea, mă rog. Rune engrave key required. O fi ceva în chestul ăsta. Nu e nimic aici. Ok. Stai că aici mai sunt. Stai că aici mai sunt camere. Așa.
Așa. Bun. Ia, hai să intrăm pe aici. Rune engraved key. Okay. Rune engraved key. Stați un pic că mai găsi ceva aici. Stați un pic să vedem controls. Așa. Mouse and keyboard.
Viking Bindings, așa. We heal no. P. Așa. Bun, pe aici am terminat. Bun. Așa. Back to Emerald Graves. Era o zonă aici unde știu eu că era o vilă, dar nu mai știu unde. Nu mai știu pe unde, pe aici parcă. Ce parcă prin Peacewood. Aici, da.
Ia uite ce cascadă frumoasă. Păi de mine. Bun, așa. Știu eu pe unde era ăla, că nu mai aduc aminte. Vila aia. Pe aici știu că era. Era în capătul celălalt al hărții, dar nu mai știu unde. Asta să vedem unde. Să vedem aici. Set active. Ok. A, pe aici, frate. Pe aici era, da. Acum mi-aduc aminte. The Lions Pavilion. Ok. Hai să luăm pe aici.
Stați un pic. Trebuie să găsim se poate. Trebuie să găsim. Așa. Hopwood. Nu era aici. Trebuie să ucidem dragonul de aici. Gift of the Talons, holy shit. Vanguard coat. Așa.
Rog only, mă rog. Asta e rog. Bun. Asta e așa. Am. Mă rog, facem un save game aici. Mă duc și fumez și o țigară. Save game. Și după aia... După aia mă duc și caut casa aia, vila aia. Da? Bărăbă.
Bun, m-am întors. Hai să mergem acolo. Pardon. Hai să mergem la casa aia. Vreau să joc Viscera Cleanup după aia. Am făcut o stream-uri scurte că m-am simțit rău și am fost foarte obosit. Și încă mai sunt obosit. Cum am culcat târziu aseară. Și oricum, curând trebuie să-mi iau pastilele, să mă bag în pat, să mai dorm o oră, două. Și abia după aia o să fiu fresh, să juc ceva. Deci, nu sunt încă fresh. Așa să o luăm pe aici. Și mai avem aici unul. Mă rog, aici nu mergem. Așa, era un gigant pe aici. Ok. Așa. Aici nu închidem liftul, că n-am chef de lift acum. Eu am chef acum să... găsesc... Așa, frate, casa cea de-a doua. Aici era casa, frate. Da, să vedem dacă e vreun camp aici, până apropiere. Trebuie să fie vreun camp aici, până apropiere. Ia să vedem. E vreun camp aici? A, uite că e. Asta. Bun, este. Deci este un camp în apropiere. Da, să închidem și liftul de aici. Să fie închis. Așa, aici.
vreau să intru. Bun. Da, și aici e misterul ăla, mă rog. Aici, mă rog, e misterul ăla. Back from the other side. Da, și ăsta e castelul, frate. Da, ați văzut, nu mai facem asta pentru că l-am deja făcut. O să pun pointer pe video pentru locația asta, cum am făcut quest-ul, că nu mai stau acum să fac quest-ul, n-am răbdare. Mă mai duc la o țigară și revin cu viscera când e în apă. Detail, da? Că
vreau mai târziu să-mi iau pastilele, să mă bag în pas, mai dorm câteva ore, că sunt foarte obosit. Bă.
Așa. Hai să intrăm puțin în biseara clean-up. Hai să închidem ăsta. Intrăm puțin în biseara clean-up. Și vreau să văd cum e jocul. Că asta mă interesa. Vreau să văd cum e jocul. Văd că are deja... Accept. Cred că e făcut pe Unreal Engine 4 jocul ăsta. Din câte observ eu. Engine 3. Unreal Engine 3. E bine, frate. Stați un pic. Options. 1280. 1680 cu 1050. Bun, yes. Nu zic dăm pe off, că e mai bine așa. E mai bine așa. Start assignment. Ok. Solo. Bun. Select save file. None. Clean up. Și aici avem... Aici avem... Ia uite cât avem. Ia uite voi cât avem. Athena's Wrath. Overgrown, asta e mișto. Uprising, Incubation, Hippodrome, Hippodronic Hall, Revolutionary Robotics, Cryogenesis, Zero Therapy, Section B, Rust Station, Splatter Station. Speedrun, ia să vedem.
Bun, dați un pic. Switch game. Shadow Warrior, The Vulcan Affair, House of Horror. Așa. Solo. None. Speedrun. Cleanup. Ah, uite. House of Horror. Numai House of Horror are? N-are și Asylum? What the fuck? Asta e. The Vulcan Affair. The Vulcan Affair. Ok. Asylum vreau. Ia stați un pic. Viscera Cleanup Detail Asylum. Viscera Cleanup Detail Asylum. Asta un pic. Nu, no, Abandon the Asylum. Asta am vrut. Asta am vrut-o inițial. Viscera Cleanup Detail Abandoned Asylum. E, asta am vrut-o, frate. Asta arată mortal, frate. Deci harta asta chiar arată criminal. Da. Dați un pic. Steam Workshop downloader. Ok. Steam că mă dă exe.
folder aici. Bun. Anonymous. Okay. Click here to copy. Workshop downloader. Stați un pic. Așa. Nu merge. Așa. Mă rog.
Fasmofobia, asta e. Gears 5 Asylum. Dați un pic să aducă reclamele. Da, l-am pus pe mute. Ia stați. Drone.
Deci clar nu jucăm acum, vezi ce la. Pentru că sunt foarte, foarte obosit. Și vreau să mă odihnez nițel. Vreau să văd ce am mai lansat ăștia. Da, clar. O tâmpenie. Stați. Cred că știu ce mi-am iau. Thief. Da, o să-mi iau Thief. 4. Thief 4. Thief Simulator 4. Nu. Dat-o un pic. Thief Master Thief Edition. Uite ăsta, frate. Ăsta e spumă. Prietenar.
Deci asta e spuma bugetară. Jocul ăsta. Și o să iau salvări custom și aia e. Hai că trebuie să-mi iau pastilele. O să jucăm Viscera Cleanup și ăsta pe alt stream, da? Mai târziu. Un pic. După ce-mi iau pastilele și mai stau un pic în pat. Că acum nu mă simt prea grozav. Și vreau să mai stau o țără în pat. Da? Sau hai că jucăm acum și ne odihnim după masă. Fine. În fine, ne jucăm după masă. Ne jucăm acum. Și după masă mă odihnesc. Dar cu Master Thief nu se ia, va trebui să apelăm la următorul build. Thief, Master Thief. Thief, Master Thief Edition. Așa. Bun. Așteptăm să se ia ăsta. Bărăbu.
Hai că până se ia tiful, o să mai dureze mult și bine. Deci ne oprim aici. Vă doresc o dimineață frumoasă și ne auzim puțin mai târziu, că vreau să mă culc o oră, două, să mai revin un pic după noapte pierdută. Hai, bărbă!